Legea offshore care va permite extragerea de gaze din Marea Neagră este blocată în acest moment. Proiectul de lege se află în procedură de aprobare și era blocat în Consiliul Legislativ. Reprezentanții forului spun că legea riscă să fie declarată neconstituțională în forma actuală. Liliana Năstase, senior editor pe 1TV, ne explică despre ce este vorba. Bună ziua, Liliana! Bună ziua! Avizul consultativ al Consiliului Legislativ arată că legea offshore ar putea fi aruncată în aer chiar după promulgare. Asta pentru că, spun specialiștii din cadrul Consiliului Legislativ, ar fi anumite prevederi care ar putea fi declarate neconstituționale și aici se referă la retroactivitatea acestui act normativ care ar